dragile mele, bună tuturor! În vlogul de astăzi o să vă arăt cum mă machiez eu la diferite evenimente din viața mea. Vreau să vă zic că nu am făcut niciun curs de make-up. Am învățat să mă machiez singură. De foarte multe ori am fost la prietena mea, Ivașco Bianca Amalia, ca și model și am furat câte ceva de la ea. Mai întâi o să-mi machiez fața. Am un gel foarte bun de la Inglot, de sprâncene, vi-l recomand cu drag. Puțin mai închis, dar e foarte bun. Duraliner de la Inglot, durează mai mult ca să-mi fac sprâncenele. Am terminat cu sprâncenele. O să pun baza la ochi, tot de la Inglot. Paleta aceasta. Îmi place foarte mult, am primit-o din Italia. Așa. Am și pe aceasta. Culorile sunt foarte faine. Așa, să începem. Bine.
pigmentul acesta de la NYX. O să pun puțină bază ca să pot să pun pigmentul. Fac linia de tuș. Am gelul ăsta de la Inglot. E foarte, foarte bun, îl recomand cu drag. Pun puțin Duraline ca să se întindă mai bine. Am trasat linia de tuș și acum o să-mi aplic fondul de ten de la L'Oreal. Pudra translucidă pe aceasta. Mi-am aplicat fondul de ten, pudra și acum îmi conturez fața. Iluminatorul acesta e foarte fain, nici nu mai știu de unde l-am luat. Am terminat și cu conturarea feței. Era să și uit de rimel. Ora am rimelul acesta, mascara, volum. Și acum la partea de buze o să-mi aplic acest creion de la MAC. Rujul ăsta mat. Nud. Mm-hmm.
mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Machiajul este gata. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Ancuța Timiș. Pup!